Deci, așteptăm puțin să mai încarce. Sunt două persoane care mai intră. Acum, ok. Bună seara, bună seara! Sunt foarte încântată că suntem în această seară incendiară, cum spun eu. V-am pus și o muzică de fundal foarte energică, pentru că invitata din această seară are un vibe și o energie care mi-e face plăcere de atâtea ori, de câte ori ne interacționăm chiar la telefon. Mai mult decât atât, când ne vedem, este o explozie de energie. Și în această seară o avem alături de noi pe doamna Maria Ignat. Aș vrea să-i pun câteva întrebări în seara asta, pentru că sunt persoane pe care, cu care cu siguranță n-au interacționat cu ea, nu o cunosc. Este o persoană care sunt față de mine, este la vreo 400 de kilometri de Bacău. Suntem în două colțuri diferite ale țării. Și o să descoperiți singuri despre această și o să constatați că doamna Maria este exact așa cum nici nu trebuie să o descriu, o să o descoperiți singuri. Bună seara, doamna Maria! Bună seara, bună seara! Îmi pare bine că am ocazia să particip la o emisiune de genul ăsta. Tot cu teamă am așteptat-o, dar știam că va veni ziua. Și uite că a venit! Salut pe toată lumea de aici, din Ardeal, și mă bucur să avem un schimb de păreri despre ceea ce mă pricep sau ce se pricepe toată lumea. Împreună învățăm, împreună învățăm, de aceea suntem exact aici, pentru că suntem aici pentru a ne asculta, a ne inspira unii de la alții și pentru... V-aș ruga să vă închideți microfoanele, cei care sunteți în sesiune și aveți microfoanele deschise, v-aș ruga să închideți microfoanele ca să avem un streaming bun, da? Mulțumesc frumos! Doamna Maria, pentru cei care nu vă cunosc, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte, așa, cine este pentru început și după aceea vor urma celelalte întrebări, cine este doamna Maria Ignat, Măriuța, cum îi spunem noi? Da, toată lumea mă știe de Măriuță, așa este. De fapt, mi se și potrivește că sunt așa de mică de statură, dar mică, dar esențele tari stau în sticle mici întotdeauna. Și cred că mă și reprezintă. Sunt și o lăudăroasă, e adevărat, dar nu m-am lăudat niciodată decât pe ceea ce stăpânesc foarte bine. Deci, ce pot să vă spun? Aș începe când viața mea nu era chiar așa de roz, să zic așa. Greutățile sunt peste tot și la toată lumea, dar acum, în prezent, sunt eu, mă simt o femeie împlinită din toate punctele de vedere, cu toate că vârsta mea 60 plus este treaba ei, dar vreau întotdeauna să cunosc ce-i nou. Mă tentează să aflu multe noutăți și din ceea ce știu și din ceea ce mă informez, întotdeauna dau mai departe oamenilor. Într-adevăr, munca cu omul îmi place extraordinar de mult. Mă reprezintă comunicarea. Cred că și mi se potrivește foarte bine, de asta am luptat atât de mult ca să-mi fac magazinul care mi l-am dorit toată viața. Și acest magazin unde de fapt și mă aflu acum, că de asta am și venit la servici, mă reprezintă, am luptat mult pentru el, dar este exact cum mi l-am dorit. Am o familie frumoasă, am 3 copii de care sunt foarte mândră și, ce să zic, o femeie împlinită. Cu greutățile vieții, toată lumea avem greutăți care într-adevăr ne motivează și ne dă un picior în fund, cum zicem noi ardelenii, și mergem mai departe. Cam asta ar fi în linii mari. Am început cu ceva mai... toată lumea are un început mai greu. Este imposibil să le ai pe toate dintr-o dată, dar trebuie să ai răbdare. Răbdarea este ceea ce ar trebui să ne caracterizeze pe toți.
Trebuie să avem răbdare și orice lucru se poate împlini în viață dacă ți-l dorești cu adevărat. De multe ori mă gândeam, nu se poate să fac cu tare lucru. Ei, un imbold și îl făceam. Întotdeauna se poate realiza orice lucru în lumea asta, numai să ți-l dorești. Și dacă ți-l dorești cu ardoare, într-adevăr ți se împlinește. Eu așa este viața mea. Da. Așa este, ați dovedit lucrul ăsta și se vede că ceea ce vă propuneți întotdeauna reușiți. Mă bucur că sunteți în această seară în propriul magazin, pentru că lumea trebuie să știe că, într-adevăr, în afară de 60 și treaba mea, aveți o activitate care sunteți un antreprenor acolo, în Baia de Arieș, pentru că de acolo sunteți, da? Exact, exact. Și aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns să cunoașteți produsele companiei? Cum ați ajuns la produsele companiei? Este o istorie atât de frumoasă. În mine și să râd de câte ori mi-amintesc și îmi place că mi-ai pus întrebarea asta. Deci, comunicând online cu domnul Nicușor Ploșniță, nu ne cunoșteam, dar schimbam tot felul de păreri, parcă îl cunoșteam de o viață. Mă îmbolnăveam, aveam probleme de sănătate. Îi scriam un mesaj scurt, uite, am problema asta, asta, asta. Păi uite, Maria, poți să iei aia, bun. Și încet, încet mi-am făcut un stoc de la Forever, dar nu m-am oprit aici. Din ceea ce am consumat și am văzut că eu mă simt foarte bine, am început să dau mai departe la oameni. Credeți-mă că de multe ori, gratis, știi foarte bine, Daniela. Deci la magazin aici le făceam câte un ceai, veneau răgușite, ia un aloe first. Am avut o întâmplare ieri, chiar trebuie să vă și spun. O femeie mai în vârstă, o ieșit din magazin și o călcat un pic aiurea și o căzut de pe scară. M-am dus și am ridicat-o, să lovise foarte tare la cot. Am luat-o, am adus-o, i-am dat apa și pe urmă i-am făcut un colagen și i-am dat cu crema Colts pe cot și pe genunche. Astăzi a venit cu lacrimi în ochi. Mulțumesc, Măriuța, că nu m-a durut după ce m-am dus acasă deloc. Deci mai mare mulțumire sufletească pentru mine și pentru ceea ce fac nu există. Și femeia săraca zice, la orice medic m-aș fi dus, nu cred că îmi trecea atât de repede. Aproape că nu-i să mai cunoștea rana de ieri. Deci, într-adevăr, mulțumiri ca de genul ăsta te încântă și, într-adevăr, îți dă putere să mergi mai departe și să ajuți oamenii. Este foarte important în viața noastră să ne aplecăm, să ajutăm oamenii. De multe ori au anumite probleme pentru că nu sunt... Trebuie să recunoaștem, nu suntem nici atât de educați și nu suntem informați în primul rând. Informația este foarte importantă pentru toată lumea. Așa este, așa este. Pentru că noi numai, adică produsele companiei sunt extraordinare și nu mai vorbim despre produse, că ele au beneficiile lor dacă noi le folosim, dar vreau să vă întreb în seara asta, când ați acordat atenție planului de marketing? Pentru că trebuie să vorbim și despre lucrul ăsta, nu? Când ați intrat exact odată în activitate, adică produsele le-ați recomandat, ați făcut bine, da? Dar exact, în planul de marketing, când ați intrat? Și m-am gândit, bineînțeles că la impulsul tău, trebuie să spun la toată lumea, telefoanele care erau foarte constructive pentru mine, și m-am gândit, zic, măi, dar nu pot să fac mai mult, hai să încerc, că întotdeauna trebuie să faci mai mult. Și uite așa, după cum bine știm, Daniela, în 2 luni de zile am făcut record, chiar. Deci dacă îți propui, într-adevăr, și am făcut o echipă frumoasă, păcat că zona, Daniela, ai văzut că este un pic, să zic așa, mai marginalizată, dar echipa s-a format frumos, numai că au rămas în paie și folosesc câteva produsele. Dar deci să înțeleg că acum să înțeleg că sunt doar consumatori, n-ați găsit acele persoane încă care mai să construiască afacerea. Exact, dar asta, exact, asta nu vă exact împiedică să nu dați mai departe ceea ce faceți. Nu, exact. Și continui și le dau și de gratis și le și tot ce pot fac ca să promovez Forever-ul, pentru că eu chiar cred în ele. Eu cred în aceste produse Forever. Pentru mine, viața mi s-a schimbat, pot să spun, în momentul când eu am început să le consum. Simt pe corpul meu, simt pe creierul meu că, de fapt, este produsul de care are nevoie toată lumea, indiferent de vârstă. Cu atât mai mult la vârsta 30. Pe un picior și 30 pe un picior. 30. Pentru că astăzi,
Chiar astăzi căutam o poză ca să fac bannerul de publicitate pe care l-am pus în online și chiar uitam, intrasem pe Facebook și mă uitam că la pozele cele mai în urmă erați așa un pic mai dolofană, mai... Acum vreau să zic că arătați mult mai bine față, nu știu, părerea mea personală. Acum... Așa este, toată lumea spune, Daniela, același lucru. Ce faci? Uite, am și slăbit, chiar sunt foarte încântată că un pic m-am ajustat. Și nu numai, dar chiar e necesar ca să fiu un pic mai ajustat, dar mă simt mult mai bine. Pentru că kilogramele le-am pus, eu trebuia să mi le car în fiecare zi, da? Și cu greutate. Dar folosind produsele astea, astea trebuie să știe lumea. Nu, ce ai făcut, Măriuța, de arăți așa de bine? Oh, ce să fac? Uite, mai beau un aloe, mai iau un colagen, mai fac ce pot, mai fac mișcare și călătoresc foarte mult pentru că asta este feblețea vieții mele. Super, super, super. Să pot câștiga bani din această activitate? Ce spuneți? Da, se poate. Și bani frumoși. După cum și eu am câștigat bani foarte frumoși din această activitate, dacă o faci cum trebuie. Este foarte bine să fie și într-un mediu prielnic, într-adevăr, ca oamenii să prindă gustul și gustul afacerii, nu numai gustul colagenului, și gustul afacerii. Super. Și atunci ești motivat. Pot să pun o întrebare indiscretă, pentru că suntem așa între noi, da? Sigur, nu orice. Sunt persoane eu din sunt afară. Eu sunt deschisă, orice. Care a fost primul câștig din Forever, prima dată, primul câștig? Primul câștig al meu a fost 50 de euro, care nici nu i-am ridicat că a trecut perioada, că eu tot cumpăram produse și nu l-am ridicat. Dar a venit câștigul cel mare pe urmă, nu? Așa? Da, unde s-a ridicat undeva, nici nu mai țin bine minte, la 7.000 și ceva de lei. Deci se pot face bani din Forever, da? Se pot face bani din Forever, frumos chiar, da. Și plăcut, pentru că este o activitate plăcută asta. Nu neapărat că poate de multe ori cu o bluză de-a mea mă chinui să-i spun la doamna că-i stă bine sau nu-i stă bine, sau mai iau-o sau mai probează-o. Produsul te întinerește, te motivează să-l bei și să iei tot ce este aici pentru că te simți bine. Ok, ok. Aș vrea să mai întreb ceva tot așa mai intim, pentru că știm că sunt doamne care sunt susținute în activitate, nu sunt susținute în ceea ce fac. Ați avut de prima dată, nu știu, aproape partenerul de viață, copiii v-au încurajat sau, nu știu, nu v-au pus piedici, că se mai întâmplă lucrurile astea, nu v-au luat în râs? Cum ați fost? Cum a fost? Copiii mei și acum zice, vine mama cu aloele ei. Asta e expresia copiilor. Dar când ei au probleme, fiecare mai folosește din produsele Forever, că sunt ok și își dau seama că sunt bune. Dar ca și sprijin, ce să zic, soțul meu era contra, el este de fapt contra, așa e zodia lui, nu el-i de vină, zodia-i de vină. Și bineînțeles că și-a făcut niște analize și nu-l ieși foarte bine și am luat pachetul de slăbit C9-le și am stat de capul lui de l-o luat așa cum scria la carte. Poate că nu a avut el încredere 100%, dar s-o simți mult mai bine în perioada când o luat produsele Forever. Cu Imbold, cu... nu că ar avea încredere, știi? Eu sunt opusul lui. Eu am încredere și cred în ele. Și dacă crezi, te ajută. Dacă nu, nu ai ce să facă. Exact cum te duci la masajul baun, mă duc, dar eu cred că mă fac bine. Și chiar mă fac. Ei, s-a dus o prietenă de-a mea, eu n-am simțit nimica. Că oricum nu-mi face nimic. Clar, dacă mintea ta spune nu, păi nu se întâmplă. Dacă mintea spune da, băi, mă simt bine, foarte bine. Tocmai asta voiam să întreb. Ce ați învățat în această perioadă când ați început să cochetați cu frumoasa asta industrie? Pentru că este o industrie, activitatea de network marketing, nu? MLM-ul, cum îi spunem noi, cum îl cunoaștem, credeți că ne ajută, nu știu, în dezvoltarea noastră personală, relațională, spirituală, de ce nu? Da. Ce părere aveți?
Categoric ne ajută și ne ajută, eu cred, pe toate părțile. Pentru că, în primul rând, comunicarea dintre noi, dintre oameni, trebuie să existe în continuu, clar. Pentru că dacă nu există comunicare nici în casă, nici în familie, nici între oameni, se duce societatea, eu așa consider. Ceea ce știi și ai făcut un bine, dă-l mai departe, nu-l ține pentru tine. Dă-l mai departe, că lumea are nevoie de binele ăla. Nu trebuie să fim egoiști. Eu îmi iau eu doar pentru mine aloele, vai, și mi-l și ascund sub tejdea să nu mi-l vadă cineva. Nu, îl pun pe tejdea și ieși, dau, ia, te rog, gustă, să vezi, face bine. Uite, eu am avut problema de sănătate cu tare, că eu chiar așa și procedez. Și uite, datorită lui produsul ăsta, eu m-am făcut bine sau sunt mai bine, mă simt mai bine. Deci trebuie să comunicăm în continuu cu lumea, să ne ridicăm un pic, pentru că, sincer, călătorind și dincolo ca toată lumea, oamenii sunt un pic mai... Multă lume nu se bagă pe medicamente. În farmacii nu dă nimeni medicamente așa iurea cum se dau la noi, la români. Nu! Foarte strict. Dar folosesc produsele naturale de la Forever, știa, din Austria, prieteni care îi mai am în diverse colțuri ale țării și toată lumea știe de Forever. Deci înseamnă că se consumă Forever-ul și sunt produsele bune, clar. Pentru că tot am spus de toată lumea, activitatea asta... Credeți că este pentru toată lumea sau doar pentru anumite persoane? Nu, eu cred că este pentru toată lumea. Toată lumea poate să facă, toată lumea. Trebuie să încerci să mănânci tu prima dată și să dai la celălalt. E singura soluție de a evolua și oamenii. Prima dată trebuie să mă instruiesc eu, să știu dacă mi-a făcut bine mine, da? Dar trebuie pe urmă să spun, da, domnule, mie îmi face bine, ia te rog și pe ăsta. De multe ori iau mostrele care sunt la Forever ca să le am aici, ca să pot să le dau. Te rog frumos, te doare genunchele, ia ăsta și dă-te de două, trei ori, să vezi că o să-ți treacă. Ei, nu trece mult și vine și-și cumpără tubul întreg. Păi, tocmai asta voiam să întreb. Cum ar trebui să fie o persoană care dorește să se implice în activitate? Ce ar trebui să facă prima dată? Exact... Ce ar trebui să facă? Ar trebui să-și cumpere produsele, să le consume și pe urmă să spună mai departe. Este singura variantă de a populariza mai departe și a da face cunoscute produsele la urma urmei. Știți de ce pun această întrebare? Pentru că eu în mediul online mă mai întâlnesc cu alte persoane care fac tot o activitate de genul ăsta, dar în alte companii, care sau chiar mă întâlnesc cu ele care vor să intre în activitate, dar vor să promoveze doar produsele fără să consumi produsele. Credeți că funcționează așa? Nu. Sincer, nu. Având experiența vânzărilor de atâția ani de zile, eu dacă iau o serie de costume, spre exemplu, și mie nu-mi plac cum arată, eu nu pot să le vând. Dar dacă produsele îmi plac, culoarea care le-o aleg este pe gust, eu m-aș îmbrăca oare cu ele. Întotdeauna îmi pun problema asta. Dacă nu, nu merge. Deci dacă nu consum, nu pot să vin. Acum să punem o altă întrebare mai intimă, pentru că suntem la întrebările intime în seara asta. Știu că la un moment dat, vorbând la telefon, erați foarte dezamăgită de pensia pe care o primiți vis-a-vis de anii care i-ați investit în muncă. Exact. Puteți să ne spuneți un pic povestea asta scurtă? Și nemulțumirea pe care o aveți față de statul român, pentru că este important lucrul ăsta, lumea merge zi de zi la muncă pentru acea pensie, pentru că de cele mai multe ori și eu sunt întrebată, dar ce faci, ce ai să faci la pensie sau ceva de genul ăsta, dar cum, dar lucrezi fără carte de muncă? Da, indiferent că lucrezi cu carte de muncă sau fără, în țara noastră, din păcate, ca media pensiilor este sub 2000 de lei. Foarte puțină lume are mai mult. Deci după 35 de ani de muncă, este mult puțin fiecare după cum gândește, dar ca să iei o pensie de 1300 și ceva, este jalnic. Jalnic. Deci dacă eu acum... fiind pensionară, n-aș putea să-mi întrețin afacerea sau, ca să vă spun, că am 4 joburi la 60 plus și treaba lor, da?
și sunt mândră de toate joburile care le am și m-aș mai băga și în altele, dacă mi se ivește oricum nu dau înapoi. Și îs mulțumită că pot să fac față, pentru că de a trăi să trăiesc pe pensia care mi-o dă mie statul român, la care am cotizat 35 de ani și de multe ori din mai multe joburi, că nu prea am stat niciodată cu unul singur, ar trebui să mor de foame, de cum să-mi permit o călătorie în Palma de Mallorca, nu? Deci trebuie, trebuie făcut acțiune, trebuie făcut ceva, da? Da, da. Dacă... Și având grijă de noi, de sănătatea noastră, poți să te duci chiar și după pensie, să lucrezi și să-ți întregești pensia aia care cred că e socială, că eu nu pot să o consider o pensie de pe merit de bătrânețe, nici sub nicio formă. Zicem că suntem pe social în România toți și bine că putem munci mai departe. Asta e singura variantă, să muncim, pentru că altfel nu poți să-ți permiți să trăiești. Este situația care este și ne pare rău că guvernanții ăștia noștri și mai ales îmi pare și rău că sunt și consilier local și cunosc și mai multe amănunte și ești legat de mâini și de picioare de multe ori și trebuie să pleci capul și să îți numere 1300 de lei, da? Pentru că mi-ați pomenit de consiliile locali și știm că acele persoane sunt persoane care cât de cât se descurcă cu bănuții, deci nu stau pe minimul de economie. Cum privesc acei consilieri locali, ceea ce faceți vis-a-vis, când le povestiți, nu știu, de un gel, de un colagen, sunt deschiși la posibilitatea de a folosi sau de a consuma produsele? Ați avut interacțiuni cu ei? Da, chiar și cu domnul primar. Și el o consuma și domnul viceprimar, aloele, sucul cu plăcere l-au consumat și mai ales perioadele de primăvară-toamnă, când îs mai un pic reci și așa cum sunt și vine iarna, trebuie să ne pregătim organismul pentru iarnă. Și da, sunt destui și nu pot să spun că chiar au fost ei chiar așa de bucuroși la început și de săritori. Chiar dacă să mă bucur dacă m-ar auzi, o trebuie să insist ceva vreme să-și ia scumpul meu aloie. Ia-l că nu e o avere, ia-l și încearcă-l. Ei, și încet, încet ori început să-l consume, da. Deci da. Să înțeleg că ați primit și refuzuri. Deci n-ați fost chiar în ciuda a statutului pe care îl aveți și acel de consilier. Deci nu a venit toată lumea cu brațele deschise, da, Mărița, hai, ce vrei să ne dai, ce ne oferi. Adică ați avut și refuzuri, nu? Bineînțeles, bineînțeles, dar nu m-am lăsat și când a fost refuzat. Am insistat mai departe. Trebuie să-l iei, că e bun. Super, super. Mai am o întrebare, dar nu ultima. Care este factorul de decizie între o persoană care are succes, da? Și o persoană care stă și se plânge, se victimizează, că nu are timp, că nu are bani, că nu se descurcă, că nu știu. Tot timpul găsește câte ceva de a nu face ceva să-i aducă o evoluție. Da, din păcate sunt foarte mulți. Mie îmi pare foarte rău că, într-adevăr, și în jurul meu multe prietene de-a mele poate că ar putea să facă mai mult. Dar eu cred că se instalează într-o zonă de confort și le place acolo unde sunt. Eu zic că trebuie totuși să fiu un pic, nu neapărat făcut pentru un lucru, dar trebuie să fii format pentru un lucru. Trebuie să-ți dorești mai mult în viață. De ce dacă am pensia mică n-aș face altceva să mai fac 3 pensii pe lângă aia, nu? Deci trebuie să-ți găsești motivația în viață, să-ți dorești mult mai mult decât poți și când nu poți să poți. Așa zicea pe vremuri tatăl meu, și când nu poți, mai poți un pic. Și avea mare dreptate. Într-adevăr, mai poți. Dar trebuie să-ți dorești. Dacă nu-ți dorești să faci mai mult, dacă nu-ți dorești să trăiești mai bine, dacă nu-ți dorești tu pentru tine personal, și spun asta în special pentru femei, niciodată n-am depins financiar de bărbat. Asta e cum să spun, e o lozinca mea. Deci trebuie să fii propriul tău stăpân. Deci este umilitor ca și femeie fiind să stau să-mi dea mie soțul, dăm bani de o cafea. Nu. Hai să-ți dau eu cafea. Prefer lucrul ăsta decât să fie invers. Super, super.
Eu sunt încântată de tot ce aud în seara asta. Nu știu, în încheiere așa, o formulă magică a succesului, care ar fi? O formulă magică, sincer, este optimismul. În primul rând, eu într-adevăr mă și muncă foarte multă. Trebuie să ai încredere în tine. Nu poate să te ajute nimeni decât tu singur. Ai prieteni, ai familie, ai de toate în jurul tău. Dar tu singur poți să te ajuți să mergi mai departe și să-ți dorești ceea ce îți dorești să ți se împlinească. Eu așa cred. Care este, pentru că și eu am, nu știu, de cele mai multe ori, noi ca și mămici, ca și mami, ca și doamne, poate la un moment dat ne plafonăm pentru că așa am fost învățați, educația pe care am primit-o, vis-a-vis de avem o familie, un serviciu și facem un copil și cam atât. Da. Vă mulțumiți statutul ăsta de mămică, de... acum sunteți bunică și sunteți tare mândră de lucrul ăsta. Vai de mine! Cea mai mândră bunică, pot să spun. Mai ales că nepoata am și seamănă foarte bine și sunt și mândră pe calea asta, că nu numai fizic, seamănă și în afaceri, deja este introdusă în punctele esențiale. Ai văzut, aloiele îl cunoaște toate produsele la grădiniță. Le e spune, contaminată eu... deja, e contaminată. Da, eu cu bunii folosim aloie, le spune la doamnele educatoare. Eu cu bunii facem, uite ce mi-au făcut bunii. Mi-au făcut o rană și mi-au pus o cremă minune de la Forever. Deci este, da, îndoctrinată deja cu Forever. Este ce trebuie, da. Nu mă mulțumim niciodată în mai viața, trebuie să recunosc și trebuie să o și spun, ca să zic așa, de servici, casă, masă și cam atât. Întotdeauna îmi trebuie ceva pe lângă, să-mi dea elanul ăla de care ai nevoie, zvâcul ăla care, cum zicem noi, ardelele, un zvâc așa mai departe. Îți trebuie ca să te duci mai departe, nu trebuie să te plafonezi. Da, trebuie să crești copii, casă, masă, de toate, dar trebuie să vezi și pentru tine personal, pentru că și noi femeile trebuie să ne dezvoltăm. Că înainte toate femeile nu știau decât să facă o ciorbă și să-l aștepte pe soț să-i pui farfuria pe masă, da? Ei, să-și o mai pună și singur. Zic eu. De unde vă luați energia? De unde atâta energie? De unde atâta vibe? De unde atâta bună dispoziție? Deci eu nu cred că, nu știu, de când vă cunosc, că am mai avut noi și discuții mai serioase, dar 80% din discuțiile noastre au fost pe energie pozitivă. Da, exact. Deci cred că 90%, nu 80%, 90%. Cred că ție ți-a mai spus, în jurul meu, am prietene până în 30 și ceva de ani. Acolo mă simt bine. Deja ce depășește de 40 mai puțin. Deci acolo eu sunt în elementul meu. Înseamnă că vârsta mea este apropiată de a lor. Eu așa consider. Dar vârsta nu este neapărat un impediment să nu faci ceva. Vai, am 60 de ani, nu pot să mă îmbrac, discuții diverse de la magazin. A, păi dă-mi o bluză neagră, că eu nu pot să mă îmbrăc în roz. Dar de ce n-ai putea să drapelezi în roz? Ce frumoasă ești în roz, nu? Și le îmbrac de multe ori cu forța, ca să-și dea seama că de fapt sufletul e altul dacă pui o altă culoare pe tine sau... te simți bine în preajma unor persoane care sunt mai tinere, cu adrenalină, care într-adevăr îți dau un impuls în viață, într-adevăr, care să te plâng în continuu. Vai, mă doare, vai, nu știu ce, vai, 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 vai. Mai trebuie să trecem de vaiul ăsta al nostru, că prea ne-am obișnuit să ne văietăm din orice. Nu ne văietăm. Și noi suntem femei, suntem puternice. Uite, spre exemplu, mi-am luat un parfum... asta tot așa din concediu, din Palma de Mallorca. Și spuneam la doamna aia de acolo, vreau parfumul roșu pentru femei puternice, că eu sunt româncă. Îți dai seama că a râs toată lumea, a fost așa o chestie de... Așa am simțit în momentul ăla. Sunt român, da, eu vreau altceva. Super, super. Îmi place maxim, apropo de culori, îmi place maxim cămășuța de pe dumneavoastră.
Și vreau să spun și să nu ascund lucrul ăsta, pentru că urmăresc tot timpul magazinul lui Măriuța. Și apropo, mi-am luat o rochiță de la Măriuța, de la Baia de Arieș. A venit pe curier și dacă vă doriți ceva și vă place ceva de la magazin, puteți primi, doar să vă doriți lucrul ăsta, orice este posibil. Măriuța face posibil! Măriuța face posibil! Să înțeleg că este foarte important persoanele cu care ne înconjurăm, este un factor important de unde ne luăm energia, da. Și atunci când avem persoane care nu ne aduc un beneficiu, eu zic să căutăm energia acolo unde ne simțim bine și persoanele cu care ne simțim noi bine. Cam atât. Sunt mulțumită și sunt și foarte mândră că totuși energia încă nu mă părăsește, dar nici nu-i dau voie. Super. Nu-i dau voie când face figuri, ea mai ia un colagen, ea mai ia un chip, ea mai ia niște arginină și imediat îmi revin. Super fain. Da. Eu cam atât am avut curiozitățile care eu personal le-am avut, nu le-am știut chiar pe toate, dar poate sunt persoane în seara asta care vor să vă adreseze câteva întrebări. Puteți să vă deschideți microfoanele, puteți să vă deschideți camerele, puteți să o felicitați pe doamna Maria, pentru că este un om de felicitat. Bună seara, doamna Ana! Doamna Ana este iar o doamnă deosebită care are 70 și treaba mea. Și pe mine întotdeauna m-au încântat, cel puțin la începutul activității mele, era doamna Margareta, care stăteam și o priveam așa și mă uitam la ea, îmi plăcea energia ei, vibe-ul ei, și am întrebat-o, nu vă supărați, câți ani aveți? Și ea se ridică și spune, 70 și treaba mea. Și atunci vreau să zic, în capul meu atunci așa a fost, vreau și eu să fac la fel. De aceea este o încântare pentru mine să văd doamnele, mămicile, bunicile care sunt cu energie sus și am de învățat tot timpul de la persoane de genul ăsta. De aceea îi mulțumesc și lui doamna Ana. Doamna Ana, dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte. Da. Imediat. Deci, bună seara. Măi, tu, ce să zic eu ție, decât să te felicit pentru ce echipă ai. Bă, ai niște echipe, faci niște interviuri, bravo ție, felicitări, dar pe doamna Maria n-am cum să nu... Parcă o văd în mine. Este un produs al produselor. Uite cu cât încredere, cu cât entuziasm vorbește, cum transmite zâmbetul care îl are, care îl transmite la cineva. Păi ce mai vrei un om mai mult de atâta? Normal. Încet, încet. O să aibă echipă mai mare. Rezultatele vin. Să nu-și pierd încrederea, să meargă așa înainte, că și eu o fericit. Bravo ei. Și eu am nepoți. Nepotul meu s-a născut nu numai cu gel. Și cu așa, mama l-a născut, dar consumul produsele. Toți nepoți mei, și așa îmi zice și la mine nepoții, că zice, bună Ana, tu ești medic? Așa că copiii se nasc și i-am crescut și cu activator în ceai, și de când erau mici. Li merg foarte bine. Copiii, dacă noi le dăm la copii, ei văd și văd în casă la noi, și ce văd, așa e transmis și e mai departe. Felicitări și succes în tot ce v-a propus. Mulțumesc.